Bună ziua tuturor și bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul zilei de 8 decembrie pentru zodiile de aer, cum ar fi Gemeni, Balanță, Vărsător. Voi începe cu zodia Gemeni, bineînțeles. Înainte de toate vreau să vă mulțumesc pentru toată susținerea și vă îmbrățișez cu drag pe fiecare. Pentru cei care nu s-au înscris la canalul meu, vă sfătuiesc să o faceți. Apăsând pe clopoțel, veți primi notificări cu videoclipurile mele care le voi distribui. Oamenii mei dragi, în această zi au ieșit 3 arcane majore. Deci va fi o zi un pic cam profundă, să spunem așa, o zi care nu o veți uita prea devreme. Pentru că îmi spune aici că vă veți elibera de o relație sau de o colaborare la locul de muncă, de ce nu? Pentru că vă va supăra foarte mult, dar e foarte important să vă eliberați, pentru că îmi spune aici că ori sunteți foarte focusați pe planul material sau cineva din jurul dumneavoastră vă manipulează. Văd o relație toxică, o dependență, foarte multe iluzii, preocupări, ansie, gânduri, foarte multe gânduri negative, de ce nu? E nevoie să vă eliberați și vă veți elibera. Dacă nu vă veți elibera, văd că aici cred că veți fi într-o pauză, într-un sacrificiu, o suferință sau acest lucru în care vă aflați vă ține legat, să spunem, în această pușcă, cum vedeți. Și ori doriți dumneavoastră să vă sacrificați sau doriți dumneavoastră să, pentru moment, să stați în acea pauză. Dar eu văd aici că e nevoie să vedeți lucrurile din altă perspectivă, să vedeți dincolo de aparență ce se întâmplă în jurul dumneavoastră, în ce privește anumite colaborări sau relația dumneavoastră. Și văd că e nevoie să dați la spate și să vă ridicați forța, îmi spune, că e nevoie să vă ridicați curaj și multă forță, să plecați la drum. Să fiți perseverenți în ceea ce doriți să faceți, să fiți buni cu voi înșivă. E nevoie să fiți buni, să vă protejați pe voi. Da? Aici îmi spune și de voi că e nevoie să vă dați vouă compasiunea de care aveți nevoie, pentru că în această zi vor fi anumite sfide, nu tocmai ușoare, și e nevoie de forță și de curaj acest lucru pentru a pleca mai departe, pentru că în această situație în care vă aflați nu este deloc sănătoasă. Poate vorba și de anumite vicii, o persoană din jurul dumneavoastră are anumite vicii și de acolo și să nu fie o relație sănătoasă, să fie o relație toxică, sau anumite, o persoană din jurul dumneavoastră să aibă obișnuințe nesănătoase, de ce nu, și acest lucru să vă dea suferință. E nevoie de curaj să plecați la drum. E nevoie de curaj să plecați la drum în această zi. Pentru zodia Gemeni, trebuie să vă rugați, îmi spune, să vă rugați, să oferiți și să ajutați, să onorați persoanele din jurul dumneavoastră. Vedeți, această persoană îmi spune că e nevoie de multă înțelepciune. E nevoie să vă ascultați intuiția și să vă rugați pentru aceste persoane. Să oferiți ajutorul acestor persoane sau atenție, e nevoie să vă rugați pentru această situație și să oferiți mai multă atenție sau ajutor. Îmi spune ajutor, e nevoie de să dați o mână de ajutor sau să cereți ajutorul altor persoane sau e nevoie să ajutați în ce privește această situație. Haideți să vedem ce vă transmite îngerul dumneavoastră pentru zodia Gemeni. Să vă deschideți inima la bucuria Universului. Lumea este plină de lucruri frumoase și tu ești una din acestea. Deci să nu vă pierdeți speranța. Să nu dați voie nimănui să vă taie aripile. Să nu dați voie nimănui să vă țină în această cușcă. Să aveți încredere în voi. Deschide inima ta bucuriei Universului și lumea este plină de lucruri frumoase, care una dintre ele ești chiar tu. Deci sunteți o femeie sau un bărbat frumos, frumoasă, o persoană foarte compasionabilă, bună, să spunem așa, și văd că vă sacrificați pentru persoanele din jurul dumneavoastră. Vă sacrificați și sunteți o persoană puternică. Oamenii mei dragi, sper că am putut să vă ajut, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare, vă doresc o zi cât mai plăcută și ne vedem la următoarea etalare. La revedere! Voi continua cu zodia Balanță.
Zodia Balanță, ceva din trecutul dumneavoastră va veni în viața noastră, vindecare, energia dumneavoastră se va renui. Se va renui și veți avea parte de mai multă speranță, vă veți face planuri de viitor, veți fi mai speranțoși, să spunem așa, inspirați, creativi, satisfăcuți, veți avea parte de satisfacție și de mai multă încredere în voi și în destin. Steaua dumneavoastră norocoasă, văd altruism din partea persoanelor din jurul dumneavoastră, văd că prin tot ce ați trecut, suferințe din trecutul dumneavoastră în această zi, văd vindecare, da? Și o relație, va fi o vindecare în relația noastră de iubire sau în colaborări, de ce nu, dar văd că ceva nou va fi pe strada dumneavoastră, în destinul dumneavoastră, o veste bună, o invitație, de ce nu, o persoană din jurul noastră își poate exprima sentimentele în ce privește relația, emoții plăcute, emoții care vă vor bucura inimioara dumneavoastră și foarte multă intuiție. Văd că veți fi conectați cu divinitatea în această zi și intuiție multă. Dumneavoastră aveți obiective pe termen lung, planuri, de ce nu proiecte, doriți să plecați la un drum, doriți să planificați viitorul dumneavoastră. Văd că vă gândiți la viitorul dumneavoastră, vizionați acel proiect care doriți să-l puneți în aplicare. Expansiune foarte multă. Cred că veți fi foarte intuitiv în ce privește energiile, de ce nu, că văd foarte multă expansiune și viziune. Foarte frumos. Haideți să vedem și ce spune acest oracol. Wow! E nevoie să creați, să exprimați și să inspirați. Sunteți un înțelept și spune că trebuie să începi chiar acum să faci acest lucru, să creezi ceva anume. Vorbește de divinitate, de destinul dumneavoastră. Spune să începi să scrii chiar acum destinul vieții tale. Ia aminte de acest lucru. Trebuie să creezi, să te exprimi și să inspiri. Foarte frumos, foarte frumos. Haideți să vedem zodia Balanță pentru un mesaj pentru dumneavoastră. Cu impeniul și sincera dedicare se pot ajunge niveluri inimaginabile. Deci dacă dumneavoastră veți munci și veți fi sincer, vă veți dedica sincer cu sufletul în inima dumneavoastră, veți ajunge la niveluri foarte înalte care nici nu vă veți imagina, oamenii mei dragi. Începeți să creați. Acum scrieți acest destin, acest viitor al vieții dumneavoastră. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare. Vă doresc o zi cât mai plăcută și ne vedem la următoarea etalare. La revedere! Zodia Vărsător. Văd că veți petrece într-o comunitate cu anumite persoane dragi vouă, invitații, reușite, de ce nu, momente frumoase cu prietenele, cu prietenii, cu familiarii, cu persoanele dragi vouă. Văd momente plăcute, să spunem așa, de veselie, deschidere foarte multă, prieteni. Dar după aia văd că veți avea și sfide, provocări sau anumite conflicte interioare care nu știți că le aveți. E posibil să vină spre dumneavoastră în această zi, să reapară, să se urce la suprafață și să vă atenționeze. Văd că veți avea parte de anumite dificultăți și văd că e nevoie să fiți determinați să rezistați în ce privește aceste provocări, situații din jurul dumneavoastră. Și văd că veți fi în așteptare, nu știu de ce, veți aștepta în ce privesc anumite proiecte sau vă veți focusa pe proiectul dumneavoastră în special, în ce privesc investiția, munca dumneavoastră, în ce privește și relația, de ce nu. Veți valuta trecutul dumneavoastră, veți valuta munca, colaborarea, relația, anumite chestiuni, veți valuta și va trebui multă răbdare, va trebui să aveți răbdare, da? Vă recomand această carte să aveți răbdare. Haideți să vedem pentru zodia Vărsător. Spune să trezești sufletul tău de șaman,
să te conectezi, să invoci spiritele, de ce nu îngerii, ca să te vindeci. În această zi e nevoie să invoci profunditatea sufletului tău, sufletul tău, să-l invoci, să te ajute să te vindeci. Cred că te vei conecta mai mult la această parte în ce privește spiritualitatea, în ce privește profunditate, da? Și pentru a avea vindecare. Vă veți vindeca oricum, să știți că vă veți vindeca, acest foc va purifica toate acele energii negative, da? Deci va trebui să fiți mai înțelepți, să vă ascultați intuiția și cred că e nevoie să și lucrați în ce privește această situație, aceste provocări care le veți avea în această zi. Cred că va trebui ca dumneavoastră să le vindecați. Cum și în ce mod cred că veți pune acum? Prin rugăciunile dumneavoastră, de ce nu? Prin înțelepciunea dumneavoastră, de ce nu? Prin acel spirit care îl aveți în dumneavoastră. Că aici așa spune, să treziți spiritul dumneavoastră de șaman. Se vede că sunteți un suflet vechi și înțelept și aveți rolul și sau aveți puterea să vindecați aceste lucruri din situație din viața noastră sau pe voi înșivă, de ce nu? Oamenii mei dragi, uitam acest sfat din partea îngerilor pentru zodia vărsător. Pentru zodia vărsător, un mesaj. Să mergi înainte, cu siguranță, în schimbările care le dezideri, care le dorești, scuzați-mă. Deci poți să mergi înainte, ai încredere, fii sigur pe schimbările care le dorești, da? Deci, după acest mesaj, mie îmi spune că veți avea parte de reușită, da? Veți reuși și îngerii vă sfătuiesc să mergeți tot înainte, să fiți siguri pe voi și în schimbările care dorești să le aduci în viața ta, pentru că este de bine, da? Așa am înțeles eu din acel mesaj. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare. Vă doresc multă sănătate și Doamne ajută tuturor, Dumnezeu să ne binecuvânteze pașii. Noi ne vedem la următoarea etalare. Numai bine! La revedere!